Vă salut! Un nou unboxing pe canal, noul meu spălător cu presiune, un model de la Ruris, cred că este cel mai performant model de spălător cu presiune de la ei, modelul Pro Power Jet 1900. Prima dată poate vi se pare puțin ciudat că l-am adus tot cu căruțul ăsta de grădină, așa cum ați mai văzut și la alte utilaje pe care le-am. Pare puțin ciudat, dar aparatul este destul de greu, are 21 de kilograme. Bănuiesc că așa ambalat, cum îl vedeți, are ceva mai mult, cu tot cu cutie, accesorii și cum este ambalat în interior. Este totuși și un avantaj, o să vă spun imediat părerea mea despre faptul că este un aparat puțin mai greu și am mai observat și alte avantaje. Doar privind această poză pe internet, eu fac o comparație cu vechiul meu aparat pe care l-am folosit, cred că 5-6 ani sau mai mult. Deci sunt mai multe avantaje și o să vi le explic imediat. Deci părerea mea comparând cu alt aparat. Legat de preț, de obicei nu prea țin minte să vă spun prețul, dar ăsta este aproximativ 1000 de lei. După denumirea lui Pro Power Jet și fiind cel mai performant de la Ruris, poate fi un aparat de spălat cu presiune profesional la un preț foarte bun, zic eu. Dacă mai prinzi eventual și vreo promoție, aproximativ 1000 de lei, în situația în care eu am dat, cred că 650 de lei pe celălalt aparat acum câțiva ani de zile și nu avea atâtea accesorii și ăsta are și unele avantaje de construcție față de celălalt. Dar haideți să iau camera și de fapt o să așez aparatul jos, iau camera și vedem unboxing-ul, ce este în cutie și câteva detalii și avantaje pe care le văd eu. Să iau camera, să vă arăt ambalajul. Deci ăsta este, al meu este puțin murdar. Am vrut să vi-l prezint de o perioadă, dar nu a reușit datorită ploilor care nu ne dau pace. Cam asta este ambalajul produsului. Vedem clar în imagine, așa cum v-am spus, sunt anumite avantaje care eu le-am observat imediat când am văzut poza. Vedem aici cu ce accesorii vine. 160 de bar presiunea maximă, dar cred că este 130 presiunea nominală. Oricum este o presiune foarte bună. Un consum maxim de apă de 7,8 litri pe minut și asta e foarte bine. Un motor puternic de 2500 de W. Asta este denumirea Pro Power Jet 1900. Și ăsta este ambalajul, cam aceeași imagine pe toate părțile. Haideți să facem acest unboxing. Sunt curios cum se prezintă aparatul, materialele din care este făcut, cum arată, dar oricum de la ultimele mele experiențe cu utilajele Ruris, este un plus. Deci este un plus în privința asta. Toate arată foarte bine și eu în general am utilaje agricole sau folosite în gospodărie, dar toate arată foarte bine din punctul meu de vedere. Un carton aici. Observăm din prima un manual de utilizare. Văd aici că sunt mai multe aparate pe care ei le au. Da, cred că sunt 5 cel puțin. Îl punem aici. Am auzit și ceva metalic, două șurubele și o cheiță aici. Nu știu exact pentru ce se folosesc. Aici
vedem câteva accesorii. O să le scot după aia sau o să le vedem puse pe aparat. Un adaptor, l-am văzut și pe cutie. Este pentru câteva accesorii, pentru că lancia, din ce am văzut, se înșurubează, lancia metalică. Primul care accesoriu care este deasupra este această perie cu un jet de apă rotativ. Deci asta se învârte și bagă apă pe ambele părți de aici. Asta este o perie pentru pardosel, pentru pavaje, să spălăm prin curte sau alte chestii de genul ăsta, foarte interesantă. Deocamdată eu nu o să o folosesc intens, poate o să reușesc să-i fac o probă, dar în viitor am un plan aici, o mică renovare, un mic proiect al meu la casa de la țară și probabil o să folosesc și acel dispozitiv. Îndepărtez acest carton. Aici se vede aparatul. Scot aici pe lateral. Aici mai avem o perie. Așa cum vedeți, bine ambalată. Toate sunt bine ambalate, să nu se zgârie pe perioada transportului. Asta este o perie rotativă, transparentă aici în partea de sus, foarte frumos. Îmi place cum arată. Și foarte utilă, zic eu, pentru chiar pentru mașină sau alte suprafețe unde e nevoie să facem o curățare mai sensibilă a suprafețelor. Aici nu este nimic. Mai avem un carton aici care la fel nimic. Mai observ aici în partea asta încă o perie. Asta o am și la celălalt aparat. Aparatul nu-l mai am deja în gospodărie. Deci l-am teleportat în gospodăria 2, unde ați văzut că avem diverse activități și vrem să curățăm utilajele, mașina și ce mai folosim pe acolo. E bună asta, să știți. Asta bagă și spumă, ca și cealaltă de acolo. Aici avem accesorii, un adaptor. Deci văd aici că ar fi două adaptoare. Deci ăsta este, vedeți, din cupru cu filet, foarte bun că este din cupru, și acesta. Îl confundasem pe ăsta cu ăsta, dar o să vedem despre ce este vorba. Ăsta este un prelungitor pentru lance sau tija metalică, care o vom pune la pistol. Eu am văzut deja un clip pe internet, nu știu cât o să folosesc această prelungire. Cred că este suficient pistolul plus accesoriul care l-are, dar este în pachet. Probabil sunt aplicații unde este nevoie de el. Încerc să scot și asta. Asta este un accesoriu foarte interesant. Este o lance multijet. Deci o conectăm foarte simplu la aparat și așa cum vedem, prin rotirea ei, nu cred că pot eu cu o mână, nu pot. Avem mai multe tipuri de jet care le putem folosi. O să vedem imediat și acest lucru. Mai am aici tija metalică, filet aici și conectare cu cupru și tija metalică cu posibilitatea să o rotim. La fel nu pot cu o mână, din păcate, să vă arăt. Deci aceste lamele se închid sau se deschid prin rotirea capului de la tijă și avem un jet concentrat gen punct sau un jet perdea pentru clătire sau spălare. Scot și acest carton și nu cred că
mai este un carton aici. Aparatul probabil este greu să-l scot cu o mână, așa că o să încerc să răstorn puțin cutia să-l scot și pe el. Să pun aici camera din nou. Pistolul aici, uitasem de el, de fapt nu s-a văzut în cutie. Am reușit să scot și aparatul. Haideți să-l vedem de aproape. Ce am observat acum la pistol. Deci vedeți aici, interiorul este metalic. Conexiune foarte bună. Tot așa, cuplu probabil. Deci aici are... Nu știu dacă asta este un buton. Aici băgăm furtunul, apăsăm pe ăsta și îl eliberăm. Deci totul este foarte bine până acum. Aici sunt accesoriile care le-am văzut deja. O să încerc să rup și eu această hârtie. Ăsta este aparatul. Arată bine, să știți, deci arată foarte bine. Dau puțin cartoanele astea să nu mă încurce. Îl bag înapoi aici în cutie. Cutia aici. Deci ăsta este cel mai performant aparat de spălat cu presiune de la Ruris. Arată foarte bine. Și acum să vă spun avantajele și cum am văzut eu acest aparat. Primul lucru v-am spus, l-am adus și ați văzut, l-am adus pe căruț, este un aparat greu, dar comparând cu celălalt aparat al meu, ce văd eu dacă este totuși atât de greu? Când ajungi într-un punct unde vrei să mai tragi puțin de furtun, hai să mai dau un pic și aici, furtunul e întins la maxim. Greutatea acestui aparat și faptul că este în partea de jos, așa cum am observat eu când am ridicat de el, nu-l răstorni. Deci este un lucru foarte bun. La vechiul meu aparat mai trăgea un pic de furtun, trebuia să fiu atent, stai să nu-l dau peste cap. Deci asta este un avantaj din punctul meu de vedere. Oricum are roți, vedeți niște roți mari, are mâneri de transport, deci greutatea acum nu mai este o problemă pentru că merge pe roți. Roțile sunt ok, aici este un plastic, nu este foarte dur sau casant, deci este bine. Asta este cablul de alimentare. Observăm un cablu foarte gros și de calitate. Deci un lucru foarte bun, are 5 metri cablu. Nu mai știu la vechiul meu aparat ce lungime avea cablu, foloseam un prelungitor, dar
Am văzut o poză, probabil unul dintre aceste accesorii de aici, cred deocamdată, nu sunt foarte sigur. O să-i fac eu un montaj după. Vine aici și cablul de alimentare. O să vină cumva agățat pe partea asta, deci are și un suport. Deci este foarte bine, după părerea mea. Deci, v-am spus, primul avantaj este cel legat de greutatea aparatului. Acum, are rost de transport, roți mari, trece peste denivelări ușor, mâneri de transport. Alt avantaj pe care eu l-am observat, așa cum v-am spus, doar când am văzut această poză. Mânerul de transport este la o înălțime potrivită, o înălțime corectă, aș putea eu să spun, și îl transporti ușor. Eu compar cu celălalt aparat al meu de spălat cu presiune și mânerul de transport era undeva jos și trebuia să mergi cocoșat cu el sau să-l iei ca pe geantă. Deci avea degeaba roți aparatul, pentru că trebuia să-l iei, fiind jos mânerul, trebuia să-l iei, să-l ridici și să mergi cu el ca cu geanta. Ăsta, așa cum vedem, are un mâner. Am cablu acum pe jos. O să încerc să vă arăt pe cât posibil. Și îl putem duce pe roți. Stăm într-o poziție dreaptă, nu stăm cocoșați. Un lucru foarte bun. Dacă tot suntem aici la acest mâner, vedem, sub mâner este acest tambur cu furtunul care rezistă la presiune, un furtun cu o protecție foarte bun. Văd aici alt aspect interesant, are acest colier dublu și fixăm furtunul după ce îl strângem, așa cum vedeți și aici, ca el să nu stea atârnat pe aici, să lovească sau mai știu eu. La înfășurare, deja văd încă un detaliu foarte important. Pe aici nu vă pot arăta. Vedeți, furtunul iese din tambur pe aici, dar aici la înfășurare are din construcție această buclă și nu se va înfășura să facem o presiune aici unde este din tambur și cu timpul să se rupă. Deci încă un avantaj, și acesta cu colierul și acesta. Față de vechiul meu aparat, ce am mai observat eu tot din poza pe care am văzut-o și o să vă explic. Aici spațiu mare, jos spațiu mare. O să dau iar cablul jos ca să vedeți mai bine. Deci încerc să vă arăt ca să înțelegeți părerea mea. Spațiu mare aici, spațiu mare aici. Când înfășurăm furtunul pe acest tambur, așa, mosor, nu știu cum să-i spun exact, faptul că este spațiu aici și aici nu te încurcă, strângi repede furtunul, chiar dacă se încalecă puțin, nu ai nicio problemă în strângerea lui. La vechiul meu aparat, spațiul de aici era foarte mic, furtunul trebuia să-l strâng aproape la fix, deci dacă te grăbeai puțin, se încăleca și nu mai puteai să mai rotești tamburul. Deci și aici un lucru foarte bun. Până la urmă, dacă este un aparat profesional, trebuie să se țină cont de absolut toate detaliile pe care ne interesează pe noi în exploatare. Aici este mânerul de la acest tambur. Observăm că el poate fi dat așa ca să rotim, să strângem cablu și apăs un pic aici și îl dau înapoi. Sper să pot cu o mână, dar nu prea pot. Am reușit. Pe perioada depozitării îl putem duce înapoi aici și nu mănâncă acest spațiu. Vedeți, el acum vine pe lângă aparat. Dacă ar fi fost fix așa,
ar fi mâncat un spațiu de depozitare acolo, poate la găți, de altceva, deci un lucru incomod. Faptul că îl putem strânge atât de ușor, alt lucru interesant și avantajos, zic eu. Deci, foarte bine, zic eu, este gândit bine. Aici, sub acest tambur, avem butonul, ăsta este butonul de pornit și oprit. Și aici a jos încă un buton care poate regla intensitatea jetului cu care spălăm. Deci putem crește, cum s-ar spune, puterea aparatului sau o reducem și îl folosim așa cum dorim. Butonul acum este în poziția on, poziția off. Dacă observați un detaliu care iar îmi place, merge foarte ușor, foarte plăcut. Clic, deci foarte ok. Ăsta la fel, deci ăsta. Deci mi se pare foarte bine. Aici mai este ceva, nu știu ce este de fapt aici. Am văzut în poză, dar nu mi-am dat seama, poate o să aflăm în viitor. Deci asta ar fi partea din față, în această pungă cu accesorii. Observați, aici este un suport, aici va veni sprijinit pistolul și lancea. Am observat că este un suport și pentru partea de jos, ceva de genul aici. O să vedem după ce fac eu un montaj. Și pistolul va sta, o să încerc așa o exemplificare, pe lângă aparat și va fi fixat și în partea de jos. Lancea va sta fixă și pe perioada transportului nu putem pierde, să zic, sau să ne cadă pistolul de la aparat. Deci cam asta ar fi partea din față. Haideți să vedem în spate. Deci, aici văd iar o conexiune bună pentru furtun. Furtunul, așa cum ați văzut, este cu o protecție, scrie pe aici ceva pe el, maxim 60 de grade, 290 de atmosfere, 200 de bari, deci un furtun bun. Aici, sub tambur, observăm rezervorul pentru detergent, pentru spumă activă sau ce folosim. Acest furtun este unul moale. Observați și capacul pe unde vom alimenta, scrie aici săpun, din materiale moi, și furtunul la fel, are și un filtru la cap. Deci materiale foarte calitative, nu este nimic casant sau ceva de genul ăsta. Rezervorul este integrat în aparat, un avantaj, și din punctul meu de vedere față de celălalt aparat al meu cu presiune este la o înălțime mai bună, deci va fi mai ușor de alimentat. La vechiul aparat era undeva în partea de jos, cred, trebuia să stai foarte aplecat ca să îl scoți, să îl alimentezi. Aici poți pune destul de ușor. Aici cred că se mai pot monta alte accesorii ale aparatului, bănuiesc. Nu am făcut o probă, dar asta este un lucru bun. Și cam asta este partea din spate. Aici îl conectăm la rețea. Este nevoie de un adaptor care l-am văzut aici. O să încerc să-l scot din această pungă. Am reușit să-l tai. Deci astea sunt niște accesorii. Asta conține punga asta.
Deci nu pare nimic complicat. Aici e ceva de genul ăsta, cred că se bagă aici. Gata. Deci am montat și ăsta pentru pistol, nu știu, jos la tijă. Aici la fel. Așa cum v-am spus și bănuiesc. Cred că așa ar veni. A intrat. Ăsta este pentru cablu, așa cum v-am spus. Deci vedeți ce bine gândit este. Mai este partea asta. Asta nu știu încă cum se montează. O să văd după aia. Deci deocamdată așa vine. De-aia sunt și cele două șuruburi din celălalt de aici. Deci vedeți cât de simplu este și acest montaj. Vedeți, aici sunt două șurubele, o să le prind eu după aia acolo. Și în partea asta o să vină pistolul. Și jos va veni lancea. Deci perfect, perfect zic eu. Așa, să revenim aici. Deci asta este adaptorul pentru conectarea la rețea. Vedeți că are și un filtru. Deci foarte ușor se face acest lucru, se montează asta. Nu-l strâng foarte tare. Și aici va veni un furtun cu o mufă din alea cam universale. Știți despre ce este vorba, se conectează foarte ușor. Și mai văd un avantaj aici. Și faptul că are butoanele aici în față, comenzile, mi se pare foarte ok. La celălalt era în spate, dar dacă vii cu pistolul într-o mână, cu cealaltă mână, ai pornit aparatul sau reglezi intensitatea. La celălalt trebuia să mă duc în spatele lui, să mă uit pe unde e butonul, să apăs, să-l pornesc și așa mai departe. Deci, părerea mea e că este foarte ok. Ce avantaj mai văd la conectarea asta, așa cum vedeți jos adaptorul, conectarea asta în spatele aparatului și destul de central. Am un furtun, dar o să vedem după aia. Deci avantajul care îl văd eu comparând cu celălalt aparat. Furtunul, vă exemplific cu tija asta, vine undeva aici în spate. Și acest lucru ne permite, când lucrăm cu el, să venim și să luăm din orice parte aparatul și să-l mutăm. Deci, vin pe dreapta, cum sunt eu acum, vin pe partea stângă, pot să fiu foarte aproape de aparat, îl iau și îl mut unde am nevoie și furtunul nu mă încurcă absolut deloc. De ce vă spun acest lucru? La vechiul meu aparat, conectarea se făcea pe lateral. Deci în afară de faptul că ți ieșea mufa de conectare cu furtuna aici și cu știuțul ăsta cu filtru, era aici, după care venea furtunul. Deci, într-o parte, când venea aparatul, te încurca, trebuia să stai la distanță de el că aveai furtunul. Dacă îl așezai undeva, iar era furtunul pe lateral. Deci, te încurca. Asta este foarte bine, zic eu. Deci, faptul că este în spate și central, este mult, mult mai bine. Asta nu știu dacă vin pe aici. Da, uite, ia uitați. Deci, se pot pune și accesorii aici în spate. Foarte ok și ies și foarte ușor. Cam asta este aparatul. Câteva detalii, nu prea sunt detalii, zic eu, doar așa aspect, arată foarte bine, culori plăcute, detalii de-astea de construcție care pe mine mă interesează și care le-am urmărit. Și legat de motor, ați văzut
și pe cutie scrie și aici 2500 de W putere. Un motor puternic, dar mai este o chestie interesantă, este un motor pe inducție, deci un motor foarte bun. 7 litri normal am văzut eu consum pe minut, 7-8 litri maxim. Aici presiunea maximă 160 de bari, 130 de bari presiunea nominală. Deci motor pe inducție puternic, când îl folosim, dacă îl folosiți cu un prelungitor, trebuie să aveți grijă la prelungitor, să-l desfășurați și să suporte această putere de 2500 de W. Alt lucru interesant, corpul pompei unde se creează presiunea care o folosim la spălat este dintr-un aliaj dur aluminiu. Deci eu zic că specificațiile sunt foarte bune. Prețul mi se pare, comparând cu vechiul meu aparat, foarte bun. Arată bine, este bine gândit. Accesorii foarte multe, așa cum am văzut, care cresc utilitatea aparatului și felul în care noi îl vom folosi. Și aceste accesorii arată foarte bine, bine gândite. Am văzut construcție foarte interesantă, frumoasă. La vechiul aparat, cred că totul era din plastic. Deci nu aveam niciun fel de racorduri de-astea din cupru sau mai știu eu. Astea le-am văzut în mare. Tije, perii cu ce vine. Ar mai fi de spus aici la lancea asta. Această lance multijet. Deci poți folosi o lance, nu mai dai jos accesoriu, pui altul pentru spălare, pentru clătire, deci poți folosi asta, doar o rotești și jetul potrivit este la îndemână. Așa cum vedem, aici avem jet concentrat, deci punct pentru curățire, ceva intens unde chiar necesită să folosești un astfel de jet. Asta este pentru spumă, nu știu încă cantitatea de spumă care se va forma, o să bag și eu spumă în rezervor, dar vedem aici ceva destul de împrăștiat, deci probabil nu e o spumă ca la spălătorie, faci ca o glazură pe mașină. Aici este un jet tip perdea și aici un jet elicoidal pentru suprafețe sensibile. Deci un accesoriu foarte util și care transformă aparatul, toate astea împreună îl fac foarte, foarte util în gospodăriile noastre. Ca un mic detaliu și o mică recomandare pe care o fac eu din experiența cu celălalt aparat, așa cum v-am spus. Observăm, aceste accesorii se conectează foarte ușor, deci foarte ușor se conectează. Le bagi în adaptor și le ai întors puțin, le înfiletezi stânga-dreapta, l-ai conectat, l-ai deconectat. Asta este pe înșurubare, așa cum observăm cu acest pistol. Deci aici se face prin înșurubare, punem. Vedeți cât de ușor merge, eu fac asta cu o mână. Este doar demonstrativ acum. Ați observat? Gata. Deci am înșurubat tija metalică la pistol și avem acest adaptor. Acest adaptor se înșurubează tot aici. Scoatem tija și înșurubăm asta. Adaptorul ăsta se folosește cu aceste accesorii. Ăsta nu știu încă clar pentru ce este alt adaptor, dar nu știu pentru ce. Deci ăsta îl folosim cu ăstea. Dacă observați, aici sunt niște O-ring-uri la toate. Care este recomandarea mea pentru aceste O-ring-uri? Ocazional trebuie date cu puțină vaselină. Folosind tot felul de spume active, de săpun pentru mașini sau cum, pentru pardosel, cum o să-l folosim,
cu timpul și din cauza apei, acestea se vor usca puțin și noi când le forțăm să le băgăm în adaptor, ele cu timpul se vor rupe, apoi vor apărea pierderi de lichide care ne vor încurca în folosire. Dar puțină vaselină dat pe fiecare o-ring va prelungi durata lor de viață. Ele se găsesc de schimbat, așa cum ați văzut într-un clip al meu mai demult. Nu sunt nici scumpe, se schimbă și ușor, dar puțină vaselină pe ele și evităm orice astfel de problemă. Cam astea sunt accesoriile, adaptoarele. O să prind și eu acest suport jos pentru lancia de la pistol și o să încerc să facem și o primă probă. Am cam lungit puțin acest video, dar mi se pare interesante aceste aspecte și cum văd eu acest aparat. Cred că am uitat să vă mai spun de un lucru important din punctul meu de vedere. Acest furtun care vine la pistol are 6 metri. Deci, pentru cei care nu ați folosit un spălător cu presiune sau, în cazul nostru, uz casnic pe lângă mașină sau mai știu eu. Deci, la celălalt aparat aveam furtunul de 5 metri. Și mereu, așa cum v-am spus la faza cu faptul că îl puteam răsturna, apărea mereu acel loc care, bă, să mai dau puțin aici și nu ți ajungea furtunul. Deci, ăsta are 6 metri, acolo erau 5. Acest metru care este în plus aici este foarte important. Deci mereu apare un colț când te dai după mașină, stai să dau puțin și nu ți ajungea 5 metri. Și da, trebuia să mă duc să iau aparatul, să-l mut într-o parte, să mă duc să dau și acolo. Deci acest metru în plus de furtun este foarte important. Am pregătit aparatul, este conectat și la curent și la rețeaua de apă. Asta este spuma cu care am alimentat rezervorul încorporat pentru spuma activă, pentru detergent. Deci asta am folosit în combinație cu apă, cred că o parte să pun din asta, 5 părți de apă. Este o notificație pe bidon. Acum voi începe cu această lance metalică. Asta este lancea care ne permite să reglăm jetul de la punct la perdea. Spuma activă o să vedem când voi folosi cele două perii, cea simplă și cea rotativă, și o să vedem cum bagă spuma și lancea multijet. Aparatul acum este la presiune minimă, butonul acela de jos care l-ați văzut. Îl pornesc și vedem prima dată această lance cum funcționează. Este destul de silențios, mi se pare ceva mai silențios decât vechiul meu călător. Și ați văzut cum se reglează acest cap.
prin rotire obținem un jet punct foarte concentrat sau un jet perdea. Acum o să pun una dintre cele două perii și o să vedem cum bagă spumă pe ele și cum funcționează. O să vedem cum funcționează și această perie simplă. Ca să o conectăm la pistol, trebuie înfiletat acest adaptor. Este foarte simplu. Deci așa cum vedeți, totul este simplu. Asta se introduce aici, se rotește și gata. Eu am făcut deja o probă înainte. Dacă nu pică pe unghi, puteți roti foarte simplu, se rotește de aici, din partea asta. Am făcut deja o probă. Dacă la început aparatul nu bagă spumă, trebuie doar să-l dați la maxim de la butonul de jos și va trage imediat. Spuma care am făcut-o e puțin mai densă, așa că am dat la maxim, a tras lichid pe furtun. Acum vom vedea cum bagă spumă și cum vom folosi această perie. O să trec la următoarea. Vedeți, asta o am și la celălalt aparat, deci lucrează identic. Sunt curios de peria rotativă, dar să o iau să o montez aici. Asta este. O să îndepărtez această protecție. Deci se montează la fel și se rotește. Deci sper că ați văzut, foarte simplu. O să fac acum o probă de la distanța asta, apoi o să încerc să apropii să vedeți cum lucrează peria. Dacă observați, se rotește partea din centru. Asta este fixă pe lateral. Să vedem și cu asta. Bagă spumă mai bine ca cealaltă perie. Lucrează foarte bine și partea asta centrifugală. O să iau camera să apropii puțin de mașină să vedeți. Deci asta este super, peria asta. Deci la prima utilizare vă spun că este genială pentru mașină. Să vedem și de aproape cum funcționează peria asta. Încerc să vă arăt și în partea asta, sper să nu sară pe aici pe cameră. Sper să vedeți efectul pe care îl are. Și faptul că aparatul este foarte silențios, deci acum suntem chiar lângă aparat, dar nu ne deranjează absolut deloc.
Să trecem la următorul accesoriu, cred că acea lance multijet. Asta este lancea multijet. La ea trebuie montat acest adaptor mic ca să putem conecta la pistol. Rămâne adaptorul pe pistol. Se folosește noul adaptor pentru lance, după care băgăm și lancea și totul este pregătit. O să selectez aici. A făcut un click, o să selectez prima dată jetul pentru spumă, după care o să încerc să vă arăt și restul de jeturi pe care le avem la dispoziție cu această lance. Am văzut cum funcționează, am încercat aparatul și la minim și la maxim din butonul de reglaj despre care v-am spus. Se pare că cel mai bine bagă pe funcția de maxim. Este o spumă, un fel de, cum să zic, de prespălare. Deci nu are o funcție să rămână spumă ca o glazură pe mașină. Probabil aia se poate obține cu altfel de pistol. Asta practic pregătește curățarea murdăriei de pe mașină, moaie puțin praful și ce e pe mașină, apoi alegem un jet de clătire. Deci voi folosi acum jetul tip perdea. Foarte bine merge acesta. Trecem la jetul elicoidal pentru suprafețe mai sensibile. Sper că ați observat efectul acela de valuri, nu știu dacă s-a văzut pe lunetă. Acum mai avem un singur jet, jetul concentrat pentru o curățare foarte intensă. Let's go.
foarte puternic jetul ăsta. Am văzut câteva pete și reziduri de la insecte pe mașină. Le-am depărtat imediat. Mai am doar peria aceea pentru pardoseli. O să încerc să găsesc un loc aici să vedem cum funcționează și să vedem cum aruncă apă prin acele duze. Asta este peria pentru pardoseli, pavaje. Ce am observat? Dacă încercați să o conectați și nu reușiți să o rotiți să stea aici, trebuie desfiletat acest capac la maxim, băgați peria, o rotiți, după care strângeți acest filet și peria stă foarte fixă. Așa cum vedeți, ea are și o mobilitate ca noi să avem o poziție confortabilă când folosim acest accesoriu. Acum o să încerc să vedeți cum dă prin aceste duze și o să încerc să curăț și o suprafață să vedem ce rezultat obținem. O să fac o primă probă aici pe niște dale de beton. Haideți să vedem puțin cum aruncă apă prin aceste duze. Sper să nu dau pe cameră. Încerc să găsesc cel mai bun unghi să vedeți. A sărit puțin apă pe aici. Acum o să pun aici. Prima dată vedeți că este, nu am prelungitorul, vine foarte bine la mână chiar pe înălțimea asta. Vedeți că este foarte mobilă și se așează perfect pe suprafața pe care vrem să o curățăm. Acum o să încerc și eu aici o probă și pe viitor o să vă arăt în alt clip. Așa cum v-am spus, am un mic plan de renovare pe aici, pe la țară. Să știți că are efect, așa cum nu știu cât de bine puteți să vedeți, dala este mult mai curată, îndepărtează și depunerile dintre dale, dintre pavele. Dacă o ridici puțin în sus, poți face o clătire a suprafeței unde ai folosit-o. Chiar merge neașteptat de bine. Mă așteptam aici la dalele astea ale mele să nu fie un test prea concludent, dar chiar merge bine de tot dispozitivul ăsta. Să vedem un test mai dur, să zic, pentru această perie pentru pardoseli. Aici este un beton foarte murdar și asta se duce foarte greu. De obicei folosesc spălătorul cu presiune și bag un jet foarte îngust ca să pot îndepărta asta. Dar sunt curios ce poate să facă această perie. Sper că observați, ați văzut și cum iese apa verde, deci sper că observați ce bine a curățat, cum a rămas urma, cum am dat cu peria în față, în spate.
Deci este genială. Deci aici nu mă așteptam să curețe. Știu dinainte, așa cum v-am spus, cum foloseam eu spălătorul cu presiune. Deci este foarte bună asta. O să mai dau puțin aici și mergem să vă arăt acolo dacă s-au uscat puțin dalele alea, să vedem o comparație între cele curățate și celelalte care nu le-am curățat. Putem observa diferența și aici între o dală curățată cu aparatul, se vede cât de bine a îndepărtat depunerile de pe ea, și aici sunt altele necurățate. Astea se curăță la fel destul de greu, dar peria asta de la aparat chiar face o treabă excepțională. Nu am eu cele mai frumoase dale, dar curăță și printre ele. O să dau cu puțin ierbicid pentru iarba asta și o să fac să arate totul super. Am văzut și o probă cu accesoriile de la acest aparat, chiar foarte interesante, îi cresc utilitatea așa cum era și de așteptat. Ca o concluzie, este mult peste vechiul meu spălător, deci și presiunea jetului folosit este foarte silențios. Înainte, cu cel vechi, dacă îl porneam, nu ne mai înțelegeam pe aici, prin curte, ce vorbim. Ăsta merge așa, într-un mod foarte frumos. Alte concluzii, ce să vă spun, nu vreau eu să-l laud, dar arată bine. Ați văzut deja. Este atent construit și cu detalii foarte importante din punctul meu de vedere, ca el să reziste cât mai mult, și accesoriile îi cresc utilitatea într-un mod neașteptat. Asta nu mă așteptam să meargă atât de bine. Peria rotativă la fel, deci o mare surpriză. Am văzut așa mare cum ar merge, dar este genială. Lancia aia multijet, nu mai spun. Ca un mic pont la această perie, merge foarte bine să spălați un covor, o mochetă. Ea are un fel de unghi, dacă observați, nu este dreaptă. Deci eu o folosesc la celălalt aparat și dacă încercați, o să vedeți, eu curăț covorașele din casă, mochetele cu spumă, și cu această perie apoi bag clătire cu presiune, cu jet îngust, ori la lancia aia metalică, ori la, cum e cazul acesteia, multijet. O să mai vedem spălătorul ăsta cu presiune într-un clip în viitor, destul de repede. Intenționez să spăl unul dintre utilajele mele, o motosapă. Am primit mai multe comentarii să pun un clip cum curăț una dintre motosape. O să încerc să fac asta și o să vedem cât de curând. Acum o să-mi continui să îl mai folosesc pe aici, chiar plăcut și impresionant. Nota 10, să zic, pentru Ruris, încă un produs care nu te dezamăgește în niciun fel de când îl scoți din cutie. Eu l-am văzut într-o poză și mi-am dat seama că e ce trebuie. Sunt foarte mulțumit deja de la prima probă și vederea lui. Până la un nou clip, vă salut și vă doresc mult spor la treabă.